Un adolescent în vârstă de 19 ani s-a căsătorit cu o femeie față de care îl separă o diferență de 53 de ani. Însă chimia dintre cei doi a depășit orice barieră de vârstă, deși băiatul este mai tânăr decât unul dintre nepoții bunicuței nonconformiste, aceștia fiind 6 la număr. Conform mesajul.ro, prima întâlnire dintre cei doi s-a petrecut în vara anului 2016, au ieșit la masă, iar peste numai două săptămâni, băiatul și-a luat inima în dinți și a întrebat-o dacă vrea să fie soția lui. Dacă iubești pe cineva, vârsta este doar un număr, mi-am dat seama că el este sufletul meu pereche, nu am fost niciodată intimidată de vârstă, au fost cuvintele bunicii Almeda, pe care nici măcar faptul că fiul ei nu mai vorbește cu ea de când a aflat de relația ei ciudată, nu a putut-o despărți de noul iubit. Ceea ce e și mai interesant este că prima dată când au întreținut relații intime a fost chiar în noaptea nunții, iar Gheri a fost încântat. El spune că are o conexiune specială cu Almeda, de care nu vrea să se despartă vreodată. Ba mai mult, cei doi au împreună și un canal de YouTube cu aproape 50.000 de oameni care îi urmăresc și îi susțin. Mesajul pe care vor ei să-l transmită lumii este acela că vârsta nu contează atât de mult, ea este doar un număr. Când s-au întâlnit, Gheri tocmai ieșise dintr-o relație de lungă durată alături de o altă bunicuță de 77 de ani și spune că este mult mai matur pentru anii lui, 19 la număr. Plus, el mai adaugă că nu a fost niciodată atras de femei tinere. Despre noaptea nunții, el ne mărturisește, este o amantă minunată, relatează mesajul.ro.